Bună seara! Oh, acesta este Motanul Țonțe. T-Z-O-N-Ți. Stai. Mi s-a spus că dacă îl mângâi, stă. Băi, te dăm la televizor. Nu! Aoleu, stai. Asta e. Un eșec total. Dar să vă spun de ce l-am adus. De regulă, o să vină o altă dată cu el când se calme. De ce e făcute de nu stă? De regulă, vedetele vin cu animale, animaluțe, cum zic eu, animale, așa, și ca să se laude cu el. Aoleu, uite, așa a ieșit. A deschis ușa și a șters-o, da? Dar se închide ușa, că... Gata, am închis ușa, v-am zis că el... Sau încă pe clanță pleacă, a plecat, s-a supărat, n-a mai stat pe aici. Bun. De ce l-am adus pe Țonți? T-Z-O-N-T-Z-I. Atunci am început pisica, ăsta nu, față de pisică. Cu pisica m-am mai dezurcat, dar cu ăsta nu. Avea un pic și mă bătea. Bun. Nu pentru că am vrut să arăt că eu am și un motan nesuferit. Pentru următorul lucru. Acest motan este... tipul ideal, omul ideal pentru regimul Iohannis, pentru Ludovic Orban și pentru Raed Arafat. Din câte știți, ei și-au propus să ne țină în casă. Omul, românul ideal, omul ideal, cetățeanul ideal, motanul ideal, pentru ei este la care stă în casă. Dacă se poate să stea în casă, că vrea el, nu ca amende. Țonții este acest tip. Îl recomand. T-Z-O-N-T-Z-I. Țonții. Nu Țonții, Ționții. Asta e nume de mahala. Țonții, nume american așa. Japonez. Am pe acest motan de vreo 3 ani. Cred că 3, da. Numai 3 ani și, nu știu, din întâmplare, că la un moment dat căzuse, era o pisică cu mai mult motan la capătul pisoi, la capătul blocului și a căzut unul de ei, nu știu, a intrat undeva, s-a dus doi, n-a luat unul și nu știu, ăla a căzut din nou și când s-a s-a două ori a găsit pe ăsta. Un nesuferit groaznic, un rebel. Și după vreo un an așa, a dispărut. Adică a ieșit pe fereastră, nu știu cum, doi ne spune că a căzut, că eu am acolo și o fel de, nu terasa mea, nu știu, terasa vecinului, mă rog. Și, păi, unde-i pisoi, unde-i pisoi? Doi ne-a mereu să uita pe balcon acolo, uite-l, era pe un acoperiș și dea la coadă la o mâță, erau mai mulți, de la coadă, că, na, el era mic, era, acum venea, el venea din Europa de Est, nu era din Europa de Vest, aia motane, era din Europa, centru Europei, zona euro, nu, al meu venea din Est, din România, nici în zona euro, nici Schengen, și mă rog, și nu știu cât a lipsit, o săptămână, două, nu mai țin minte că oricum, nu știu, ne-am trezit cu el sau Doina l-a găsit pe terasa aia jigărit, mor de foame și l-a luat în casă. De atunci, trecut 2 ani, motanul ăsta nu-ți va ieși din casă nici dacă l-arunci pe fereastră. Deci noi avem, deschidem geamul la balcon, poate să stea și pe balcon, poate să stea și pe fereastră, dar n-ar pleca din casă. Deci, omul ideal. Motanul ideal, Țonții, așa trebuie să fie toți românii, da? Pentru Ludovic Orban, pentru Iohannis, pentru Raed Arafat. Să stea în casă, el nu de teamă cum. Adică, ce, bă, cum zice el, nu iese. Îi spune, bă, ieși, că nouă ne-ar conveni să mai iasă și el pe afară, vine înapoi cu experiență de viață. Nu, nu iese și nu iese, da? Ăsta e, deci de-aia l-am prezentat. Poate că altă dată o să-l prezint mai pe larg când o să vrea el, nu pur. Cred că atunci când o să rămâne singur cu el acasă, că atunci când pleacă, când e Doina, nu o să te vorbă cu mine, da? Când pleacă și, nu știu, rămâne numai cu mine, începe tot felul de din ăsta, de lingușiri, de
nu știu, de lider PNL sau PSD față de șeful partidului. Dă pe lângă, mă rog, pantalonul meu. Atunci al dracului. Vine, acum nu. Bun. Am transmis din piață. Ați văzut... ne-am mai pomenit, dar oricum. Ne-am făcut și noi datoria ca ăsta Cristoiu TV și am transmis din piață. Așa. Am aflat, am spus la Răzvan Teodorescu că o soluție a PSD-ului, care chiar e la strâmtoare, este cu legea asta, să facă repede o lege numai pentru coronavirus și aia... M-am spus, de ce? Adică nu poți face o lege pentru 10 ani, că poate vine mâine un partid, nu știu, fascist, userist, așa, și chiar PSD și penalist și partidul ăsta... Potrivit acestei legi care nu are nicio definiție, să aibă definiție, declară epidemie. Deci se numește situații de risc epidemiologic. Risc epidemiologic. Riscul de dizenterie, riscul de gâlci, riscul de, nu știu ce vreți dumneavoastră, bezica urinară, riscul de sifilis și gata, ne vor în casă din punctul ăsta de vedem ce n-a sunat așa. Bun, cred că să fie mai mult ca sigur. Acora mă sună, tu că mi-a zis ceva, uite, mi-a trimis, tu că-mi trimite din ăsta, ce mi-a trimis tu că din programul Black Lives Matter este atât de marxist încât l-a face să răsească și pe Lenin. Nu cred că Lenin nu era deloc marxist, din potrivă, a făcut marxismul pulbere. Marx a zis că învinge într-o singură țară și în cea mai dezvoltată, Lenin a zis că învinge, nu, Marx a zis că învinge în toate țările dezvoltate și mai ales în alea dezvoltate, Lenin a zis poate să învingă în orice țară inclusiv Rusia și numai una. Zic așa din punctul ăsta de vedere. Văd că m-a căutat și Cora. Uite să o sunăm acum. Sigur că o să supere că o sună în direct. Sunt în direct. Nu, păi, eu m-am enervat pe dobitocul ăla de la PNL. Că era unul studio care avea să contrazică cu mine și l-am pus la punct. Am zis lui Răzvan că eu nu stau de vorbă decât cu el. Cu tot, n-am zis că cu proști, dar nu de aia. Nu m-am enervat. De ce? Hai. Nu mă pot enerva pe tehnică, băieți, coară. Nu. De acum, dacă mai continui, eu înregistrez pastila și se aude tot ce spui tu. Nu e nicio bâlbă tehnică, e o televiziune mică, cu probleme. A venit de plan, a zis, i-au amendat pe aia. I-a amendat pe aia. De acum trebuie să faci cu telefonul ăsta mobil exerciții în fiecare zi. Alergi și filmezi. I-a amendat pe aia, ca așa zic așa. Nu contează, contează gestul, cum spune, cum se spune în viață. Nu știu, cine-i Valeriu Panoi? Un mare specialist în, care a spus că în septembrie o să ne ia naiba, el face nu știu ce cărți astrologice, dar e foarte cunoscut. Adică vine sfârșitul lumii. Păi dacă sfârșitul lumii, foarte frumos. Bine că am 72 de ani. Mai rău de tine, de alții, când sunteți mai tineri. Bine că n-a venit sfârșitul lumii când aveam 30. Asta e foarte bine, profilul astrologic. Bine, vorbim. Vă rog, bine. Da, să rămână, spuneți pe cine, e astrolog, ce-i de meserie, domnul Panoi? Aha. Ah, e foarte bine, am înțeles. Eram gata că... Da. O discuție, că dacă pe vremurile astea... Da. Dați-i telefonul
lui Cora și după asta îl căutăm și ia o legătură. Oricum vă mulțumesc pentru asta. Bine, mulțumesc. Zău? Probabil, acum eu sunt bătân, uit. Multe lucruri. Dacă o să vă văd, vă aminte. Bine. Am înțeles. Mulțumesc, puneți Core, luați, dați numărul și atunci când deschide biblioteca ne vedem. Bine, mulțumesc, 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 mulțumesc. Cu doamna care zice că venea rochii roșii la bibliotecă. Ce nu zic venea? Dar mă rog. Vă să-mi dau seama. Bun, hai să închei. M-am dus. Se plac cel mai mult lui Tuca. Ieri, că n-am avut, am avut un spațiu mare cu ăla, cu... Apropo de Tuca, să nu uit. Mă sună Tuca și zice... Citise ăla cu, care am zis eu, că domnul Ciolacu, Marcel Ciolacu, a luat lumină ca Dumnezeu de pe muntele Sinai de la Raed Arafat. Și zice, îl părăsc, zice, m-a sunat Raed Arafat și nu mi-a zis în legătură cu mine. El e prieten cu Raed Arafat și i-a explicat Raed Arafat că românii se infectează, nenorocire, cum e așa? Și i-a zis, Marius, spune din partea mea următorul lucru. În decembrie 89, unul numit Nicolae Ceaușescu ne zicea, nu, cu agenturile. Mă țineți minte, agenturile și cu tare și cu... Noi, ce tute, mă, drag, care mă agenturi? Băi, să vreun an, doi, ne-am dat și noi seama, i-am dat dreptate, dar în timp el a murit la Târgoviște. Așa că zic, spune și el, domnul Raed Arafat, sigur că are dreptate, ne infectăm, ne luăm, murim, dar nu vrem. Nu vrem să-l ascultăm. Bă, nu vrem. Uite, nu vrem să-l ascultăm motanul ăla, țonții. Nu mai vreau, nu mai vor oamenii, nu vreți să înțelegi. Nu vor, eu zău. Te respect. Merg cu mască, nu pe stradă, că nu. Merg cu mască, intru cu mască, zic bună ziua. Când vin mă spăl pe mâini, mă spălam și înainte. Când mă urc în mașină, mă spăl cu gelul ăla, când cobor de mașină, mă spăl cu gelul ăla. Deci chiar respect, dar când intru în bloc, dau cu cotul ca să nu pun destul pe ăla. Bun, deci punctul să le respect. Problema este că e vacanță, e vară, că românii au stat 2 luni în casă, da, și ca și altul și l-a zis, bă, stați 2 luni și apoi vă relaxați, da? Au stat 2 luni, da? Nu li s-a... Și după ce li s-a dat drumul așa cu țărită și a zis, bă, nu-i bine. Păi, băi, oameni buni, băi, lideri, nu puteam să facem asta de la început? Adică să nu stăm 2 luni ca proști în casă, să nu ieșim, să scutare, scutare, scutare. Adică ce facem acum cu masca, să zic așa, băi, români, vine pandemia, facem și teste, voi stați, ieșiți, purtați mască, păstrăm distanța socială, nu știu, nu, să nu fie, nu știu, închidem, nu știu, ziceți, nu vă manifestați în spații închise. Bun. Ca și acum ne puteau controla, da? Și ducem o viață normală. Și poate că nu șed, poate că în starea asta și ne-am vreo 3-4 luni, ne obișnuiam, da? Nu. Am stat ca proștii și am zis, bă, stăm 2 luni și cum o zisește, după ce stăm, ne vedem de treabă. Ei, uite, am stat 2 luni și mereu că, păi, de că nu ședeam. Păi, dacă a crescut numărul acestor infecțiilor la mica relaxare, stai, că nu ne-am relaxat, e cam frate. Păi, ce zice, acum mai stat în casă. Bun. I-am zis, și tu că zice că a fost la restaurant la el la seară, controlul ăla, ăla controlul ginecologic. Zice că, eu nu știu, pare el o terasă, are mai multe, are restaurante și are și ăla, o terasă, nu știu, a răstru. Și când ședea e așa, 8 seara, stolul, bă, ce le place, bă, ce mine, bă, ce le place. Îmi spune la momoră pe Ceaușescu degeaba, trebuia să rămânem în comunism, bă, ce frumos erau pentru, tot ce era organ de control înainte, partidul. Securitatea, jandarmeria,
miliția. Venea și arăta legitimat, trăiți. Asta le place acum. După ce le-a dat ordinul COVID să facă control, s-a dus și la Tuc. Erau vreo 20 pompieri, cum am zis, pompieri. Autoritatea pe veterinară, autoritatea de protecție a consumatorului, nu știu cine. Și că au stat, auzi, mai până la 3 dimineața și au controlat totul. Garda financiară, ce treabă are garda financiară cu COVID-ul? Normal era, normal era. Într-o țară civilizată care încă nu a spart geamurile guvernului, cum a făcut aia în Serbia, o demonstrație patică, era următorul lucru. Bun, venea un milițian, frumos, poate chiar în civil, dacă s-a îmbrăcat și se uita pe acolo, dar că tocă a respectat. Mesele sunt la distanță, ăia sunt cu mască, intra în bucătărie, sunt cu mască, trăiți, am plecat. Păi mă, cum să stea mă ăia la masă să mănânce pește, să bea ceva, când ăia forfoteau pe acolo? Gardă financiară, autoritate veterinară, cred că a venit și poliția de frontieră, pompieri, zice că i-a controlat că de ce hota nu-i curățată. Păi băi, alo, băi milițienilor, de ce treabă are hota cu coronavirus? Pentru că această chestie ordinară, oribilă, dictatorială, inimaginabilă într-o lume modernă, dar cu care sunt de acord Timmermans și Tenișman și aia de la Bruxelles, că sunt marionetele lor, da? Ăștia de la guvernare, s-a făcut control. Și tu că a fost aseară victima acestui control, că repet, se putea face un control în sensul următor, discret. Adică, repet, venea un polițist, un milițian, îmbrăcat, poate și îmbrăcat cu galon, cu un polițist, uita pe acolo, da. El avea respectat tot. Păi când tu ești și stă până la ora 3, noaptea, de la 8 la 3, da, vă imaginați, și controlează tot, și ginecologic, și dacă ele spălate, și dacă farfuriile sunt nu știu cum, că nu are nicio treabă cu coronavirus. Toți odată, dar puteți veni și ei pe rând, o dată garda financiară, într-o seară, nu știu, pompieri. Asta este urmarea ordinului, că în momentul în care s-a dat ordin de la guvern să fie milițieni, toți acești tip purtători de moletiere, că sunt purtători de moletiere, bă, oleu, de-abia așteptă tot ce instituții de forță să te belească. Bun, am terminat cu tu că așa-i trebuie. L-a sunat Paraie de Arafat și el a zis că nu crede. Deci, mă duc ieri și închei. Eu mă duc și cumpăr din piața Amzei, celebra piață despre care toți primarii care au trecut pe aici, în frunte cu acest domn Tudorache, care plătește la toată presa, da? Așa, pe această cale, așa voi plânge. Deci când ieși de pe strada noastră, dai de Calea Victoriei. Pe Calea Victoriei se găsește carosabilul și alea pentru biciclete și trotinete. Tâmpenia făcută de Sorin Oprescu, ne știm că va fi arestat și condamnat. Biciclete. Bun. Problema este felul următor. Logic. E cu mașini, nu numai. Eu, Nicolae Iorga, se circulă mult pe Calea Victoriei. Și vrei să intri, deci dincolo, că acolo e Calea Victoriei, dintre piața Victoriei, din mașini, da? Sensul. Da, ca să poți să intri în Calea Victoriei, știți care sunteți șoferi, să faci așa, cum spune ăla pe GPS, la luați-o la dreapta, la stânga, trebuie să vezi dacă nu vine ăla, că te lovește, da? Pentru asta trebuie să intri pe aleea bicicliștilor, că nu se vede, nu, când ieși acolo nu vezi, da? Trebuie să ieși acolo. Dacă ieși acolo, vine biciclistul, trotinetistul, useristul, userista, tefelista. Oh, aleu, m-ai blocat calea, că are voie să treacă, da? Tu degeaba îi zici, băi, nu poți ca să văd să intru să nu mă lovească, să iau la stângă, trebuie să văd, pentru asta trebuie să trec pe ăla. Domnul Tudorache, că-i da bani la toată presa, vă regăsesc imediat când văd câte un site. Și domnul Tudorache de la sectorul 1 a mai făcut o cruce și a mai pus o garoafă, da? Domnule, așa de greu să pui o oglindă retrovisoare. Nu o oglindă, da? În așa fel încât eu când vin, eu, să văd mașinile dincolo.
Simplu. Da, bun. Ajung la Piața Amzi, că nu vreau să mă mai lăsa. Piața Amzi. Pentru că într-una din sâmbete și miliție cu mașină. A, vreau să mă duc, nu mai trimite la Găgești. Și am zis, bă, trec și eu prin Piața Amzi să cumpăr și eu niște cireși. E mare consumator de cireși. Atâta loc. Cireși. Mănânci multe, umfli cu tare apă, zici că te-ai îngrășat, dacă încolo după două zile, după ce mănânci și mai foame. Dar nu contează. Bun. Dar de ce nu poate? Nu. Doamna primar a zis că sâmbătă și duminica lumea trebuie să se plimbe. Mi-am zis eu așa că mi-i putea... E piață. Piața am zis. Ce să se plimbe lumea? Eventual, poate duminică seara, n-am văzut pe nimeni plâmbându-se prin Piața Amzei. Dar mă rog. Or, mă duc atunci, iau tărtăreața de acasă, ca orice om ala, care se plimbă pe roți, și toți ăia din piață înjurau. Pauleu, păi că da, pentru că sâmbătă dimineața, tot omul vine cu mașină să cumpere cartofi, ce vrei, peperi, că domnul îi duce toți cu cârca. Și nu știu, cred că i-am trimis un mesaj doamnei primar, în calitatea mea de cetățean. Și am zis, doamna primar, Gabriela Firea, nu vă mai aleg pe ăștia. Deci, pentru că ei nu văd nicio justificare. Mi-a răspuns că nu știu ce ONG care a cerut că să fie, nu mai fie poluare. Oricum, acum când m-am dus ieri, eram convins că e blocat. Ieri, sâmbătă, da? Am luat tărtăreață, când am ajuns la... Se putea intra, să mor de ciudă, că trebuia să aia trebuie să carde vine rău din Piața Amzi până acasă. Ăia zic de la piață, gata. S-a făcut liber. Zic în sfârșit, și numai de la patru. Zic în sfârșit, a venit și mintea la cap primăriței. Așa, bun. Bref. Intru la un, din ăsta este unul de device de mail, e și în Italia, da? Din care cumpără de fiecare dată locuri inutile, le cumpăr și pasă. Și am luat un radio. Cred că m-am vreo 10, da? Nu știu de ce am vrut să iau un radio. Mi s-a putut era așa mai retro. Îi spun, și în timp ce punea ăla bateriile și ăla discutam cu patroana, cu vânzătorii, cu bă, toți aceștia suntem. Bă, când scăpăm, mă, de coronavirus, de COVID-19, ne-am săturat, cât ne mai țin ăștia în case. Temă, n-am întâlnit până acum om care să spună, domn, maestră, eu stau în casă. Toți sunt nebuniști, sunt exasperat și eu sunt exasperat. Bun. Și discutam, era ideea atmosferă că ne-am săturat de COVID-19, da? Pune la baterie, dă drumul la radio. Deci când dă drumul la radio, tare, da? COVID-19. Leu, am leșinat cu toți. Iar mă, COVID-19, dă-o, dracule. Deci ați înțeles? Băi, ăștia din presă, domnilor de la guvern, nu am zis, poate să crească infectările. Dom'le, dați-ne și altceva decât nenorocitul ăsta de vir. Dați-ne alt subiect. Discutați despre violuri, despre adultere, despre divorțuri, despre ce vreți, chiar despre accidente mortale, chiar despre căderi de avioane, chiar despre tsunami. Nu spun cine că nu vreau să se vadă, da. Dar nu mai discutați despre COVID-19. Am încheiat eu un telefon, nu vreau să spun aici, că nu vreau să vedeți dumneavoastră, acum că mă aude, am încheiat, da? Deci asta e și când dă la drumă că a pusese bateriile și a dat drumul să vadă că merge. COVID-19. Tare! În acel moment, nu mai știu, am leșinat de râs sau de enervare. Deci, hai mai putem discuta și despre altceva. Uite, vine vara, trece vara. Cum e? Vine Sfântul Ilie, cum zicea Sadoveanu, avea o zicală, de la Sfânt Ilie te mânea de pălărie. Dar, în sensul că nu mai s-a dus pălăria, nu e așa. Gata. Vine toamna, vin frunzele, cați frunzele. Așa. A ruginit frunza din vii și rândurnelele au plecat. A, nu știu, de ce legătură avea rândurnelele, că ea nu mai venea. Păi, poeți, așa avea o treabă cu rândurnelele. Se uita la rândurnelele, au plecat și rândurnelele și nu vii tu. A ruginit frunza din vii și rândurnelele au plecat. Nu știu ce, nu știu. Pustii.
Nu mai țin minte. Oricum, rețin că a ruginit frunza de vii și rând mânuta în vii și îndurarea pleca. Vă mulțumesc, la revedere!